Susținătorii istoriei peșleau au propus o serie despre participarea României în al doilea război mondial. În acest episod vom afla cum a luat țara noastră forma unui pește. La începutul anului 1945, România avea cel puțin trei probleme pe care nu și le rezolvase. Rușii erau călare pe guvern și pe economie, românii încă mureau pe front în afara granițelor naționale, iar Transilvania de Nord, de-abia eliberată, nu se știa cui va rămâne. Pe 12 septembrie 1944, la aproape 3 săptămâni de la întoarcerea armelor de către regele Mihai, România au reușit să semneze la Moscova Convenția de Armistițiu cu Puterile Aliate. Textul era dictat de sovietici și trecea Basarabia și Bucovina de Nord pentru totdeauna în posesia lor. În plus, România era obligată să plătească despăgubiri de război în valoare de 300 de milioane de dolari și să continue lupta, de data asta împotriva Germaniei, cu numai puțin de 12 divizii subordonate Armatei Roșii. Iar noul guvern român a trecut sub stricta supraveghere a unei comisii aliate de control în care sovieticii aveau ultimul cuvânt. Încă din mai 1944, britanicii căzuseră de acord cu sovieticii în privința împărțirii Europei de Est în sfere de influență. România ar fi urmat să ajungă în sfera de influență sovietică, fiind sacrificată pentru Grecia care trebuia să rămână sub influență britanică cum rușii începeau în toamnă să înainteze în Balcani, Churchill s-a grăbit să încheie înțelegerea cu Stalin până nu era prea târziu și a propus la Moscova așa numitul acord al procentajelor, în urma căruia România a ajuns în proporție de 100% sub influența Uniunii Sovietice. Așadar, sovieticii puteau începe liniștiți procesul de instaurare a unui regim comunist și oricum își luaseră libertatea de a face ce doreau ca răspuns la agresiunea romano germană din trecut. În primul rând, mareșalul Ion Antonescu a ajuns în custodia rușilor după ce a fost arestat în timpul audienței la regele Mihai, pe 23 august. După un an și jumătate de detenție la Moscova, a fost readus în țară ca să fie judecat pentru crime de război. Deși acțiunile sale din vremea războiului erau condamnabile după legislația internațională, faptul că procesul a fost pus în scenă de sovietici a lăsat impresia că a fost condamnat și în cele din urmă executat pe nedrept, lucru ce a contribuit la aura sa de martir. În al doilea rând, sovieticii nu s-au sfit să deporteze 70.000 de etnici germani din România în Uniunea Sovietică, așa cum plănuiau să procedeze în mai multe țări ocupate. După munci grele în minele și carierele din Rusia și Ucraina, aceștia au fost lăsați să se întoarcă eșalonat în următorii patru ani. După succesul ofensivei româno-sovietice din toamna lui 44, teritoriul eliberat al Transilvaniei de Nord a rămas sub administrația provizorie sovietică, nefiind prea clar dacă va mai fi returnat vreodată României. Se pare că Stalin dorea să șantajeze conducerea română și doar după ce guvernul procomunist condus de Petru Groza a fost instalat în martie 1945, a permis administrației române să își intre în drepturi. Până atunci, trupele române au trecut Tisa și au înaintat până la Budapesta, în al cărei asediu au pierdut 10.000 de militari, pe lângă celelalte 30.000 de pierderi din restul Ungariei. Apoi, la începutul anului următor, au continuat ofensiva în Slovacia, prin munții Carpați, soldată cu peste 66.000 de pierderi. În timp ce eliberau estul Cehiei, Germania rămasă fără Hitler, care s-a sinucis, a capitulat în fața aliaților pe 9 mai și astfel s-a încheiat participarea României în al doilea război mondial. La finalul războiului, bilanțul pierderilor armatei române arăta peste 70.000 de morți în Campania din Est și 21.000 de morți în Campania din Vest, la care se adauga un total de peste 330.000 de răniți și peste 360.000 de dispăruți, majoritatea căzuți prizonieri în mâinile sovieticilor. Pretextul acestor sacrificii a fost recuperarea teritoriilor cedate în 1940 Uniunii Sovietice și Ungariei, dar încă din 1944 devenise clar că România nu va redobândi Arabia și Bucovina de Nord la conferința de pace. Și nici situația Transilvaniei de Nord nu era atât de sigură precum doreau românii. Momentul adevărului tot întârzia, pentru că după conferința de la Pozdam, în tabăra aliaților au apărut și primele neînțelegeri cu privire la țările este europene. Pe de o parte, anglo angloamericanii condiționau încheierea tratatelor de pace de recunoașterea unor guverne democratice. Pe de altă parte, în România, guvernul Petru Groza fusese impus de sovietici în frunte cu Andrei Vâșinski, trimisul special al lui Stalin și al lui Molotov. Ei tot aruncau vina pentru întârzierea păcii pe anglo-americani, până ce aceștia din urmă au cedat și au făcut un compromis. Dacă guvernul Groza va mai include câte un membru al țărăniștilor și al liberalilor, și dacă se vor organiza alegeri, atunci ei vor începe tratativele de pace. Cum era de așteptat, remanierea guvernului pro-comunist s-a făcut tot sub supravegherea lui Vășinski, iar alegerile parlamentare din 1946 numai libere nu au fost. Dar anglo-americanii nu mai aveau niciun cuvânt de zis și nici nu mai doreau să provoace vreun scandal de dragul României aflate în plin proces de sovietizare. În sfârșit, conferința de pace de la Paris și-a început lucrările în vara anului 1946. Delegația României a încercat să obțină statutul de cobeligerant a aliaților și reducerea despăgubirilor de război, însă învingătorii au refuzat aceste cereri. Pe de altă parte, România a avut câștig de cauză în privința Transilvaniei de Nord. Delegația maghiară încă dorea jumătate din teritoriul dictatului de la Viena, dar aliații au decis ca frontiera română-ungară să redevină cea de dinainte de război. În cele din urmă, Tratatul de pace a fost semnat pe 10 februarie 1947 și ratificat de Parlamentul comunist al României 6 luni mai târziu. Cu acest act, conturul României a devenit acela pe care l-are și astăzi, după 75 de ani. Un pește numit Dory, un buchet de flori. Tu despre ce subiect vrei să mai facem seriale? Lasă un comentariu mai jos și susține viitorul proiectului cu o donație cât de mare pe Patreon.